Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, astăzi avem, așa cum a fost planificat, cum am agreat cu dumneavoastră, cu toții, dezbaterea în plen a taxelor locale și a bugetului în prima lectură. Vreau să vă spun că pe durata unei luni de zile aceste dezbateri au avut loc cu 16 grupuri formale, mai puțin formale, grupuri distincte în teren, cu suburbiile, cu toate fracțiunile, cu fiecare dintre dumneavoastră. Nu cred că există vreun consilier cu care n-am discutat sau fracțiune cu care n-am discutat acest subiect. Vreau să știți cu toții și vreau toată lumea să cunoască faptul că în bugetul pentru anul 2022 au fost incluse toate propunerile parvenite de la consilieri. O iau de la stânga la dreapta, toate propunerile înaintate de către fracțiunea PSRM sunt incluse în bugetul municipal, urmare a discuțiilor și demersurilor făcute în termenii legali prevăzuți de legislație. Toate propunerile care au fost parvenite de la platforma DA au fost incluse în bugetul municipal. Toate propunerile care au parvenit de la partidul politic Șor sunt incluse în bugetul municipal. Propunerile parvenite din partea domnului Nedelea, care nu este prezent astăzi din motive obiective, din câte am înțeles, propunerile domnului Mândru, propunerile domnului Filimon și a Partidului Comuniștilor, propunerile domnului Pântea și acele propuneri care au parvenit de la Partidul Liberal. Singura fracțiune care n-a prezentat în termen propunerile pentru bugetul municipal pentru anul 2022 este fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Repet, termenul limită pentru prezentarea propunerilor pentru bugetul municipal a fost data de 9 decembrie, prevăzute în conformitate cu legislația în vigoare. Trebuie să recunosc că a fost un singur demers din partea unui consilier din partea PAS și acest demers a fost inclus cu proiectarea unei străzi în bugetul pentru anul 2022. Trebuie să menționez că toate propunerile primăriei municipiului Chișinău adresate Parlamentului Republicii Moldova au rămas fără a fi examinate și nicio propunere din partea primăriei municipiului Chișinău legată de curți de blocuri, legată de infrastructură, legată de suburbii nu a fost acceptată de către Parlamentul și majoritatea parlamentară din Republica Moldova. Într-un demers pe care l-a expediat în afara termenilor și prevederilor legale, fracțiunea PAS, ieri, cu întârziere, demers înregistrat, au fost propunerile pentru mai multe poziții, începând cu străzi, curs de blocuri și alte. Și vreau să menționez că executivul le avea în buget. Onorată asistență, stimați consilieri, PAS, era bine dacă ați fi citit bugetul înainte de a face cele propuneri, ca să vedeți că ele sunt deja incluse din partea executivului. Ceea ce vreau să menționez, atât pe partea de politică fiscală, cât și pe partea de politică bugetară, municipiul Chișinău astăzi e cunoscut ca singurul fiind previzibil. Noi am respectat cadrul legal, noi am dezvoltat aceste politici împreună cu comunitatea de experți și vrem ca pentru toată lumea, începând cu mediul de afaceri și terminând cu sectoarele capitale, cu suburbiile, oamenii să cunoască și să poată beneficia de rezultatele celor lucruri pe care noi cu dumneavoastră le decidem aici împreună. Eu, dacă vreți, pentru că astăzi se fac plus o lună, 2 ani de mandat, când am preluat această funcție, când am fost votat, și vreau să vă spun că eu sunt mândru de rezultatele pe care în această perioadă le-am obținut în municipiul Chișinău. Le-am obținut împreună cu dumneavoastră. Undeva mai greu, undeva cu dezbateri foarte lungi, undeva cu dezbateri mai aprinse. Dar începând cu suburbiile care au în 2 ani de zile investiții mai mult decât în tot 10 ani făcuți odată, domeniul transportului care la sfârșitul acestui an, într-un singur an,
Avem 240 de unități de transport în parcul urban de autobuze și regie transport electric. Înlăturarea mirosului de rahat de la stație de epurare, unde acum vor să ne amendeze cu 12 milioane pasul, că le încurc apă canalul. Am să vă dezvolt mai mult decât atât ce se întâmplă pe partea de autosalubritate, dar asta este o altă istorie. Cu un președinte de comisie, cum cheamă agenții economici, ca să-i impună, sperindu-i cu fiscul, să treacă de la autosalubritate, întreprindere municipală, la o întreprindere privată în care aici de la PAS au interes. Și am să dau dovezi foarte clare în această privință. Este regretabil faptul că există oameni care vor ca municipiul Chișinău să se dezvolte. Iar alți oameni care nu văd decât ținte politice în municipiul Chișinău. Este ipocrit să nu faci nimic în alte regiuni, la Cahul, la Briceni, la Bălți, și să vii să ceri, luând toți banii municipiului Chișinău la centrală, având angajamente că vei face transferuri scrise pe foaie, semnate pe foaie, de către un partid politic care are majoritate în Parlament, și să faci zero în acest sens. Să continui să dilapidezi bugetul municipal, să continui să blochezi prin Cancelarea de Stat activitatea primăriei municipiului Chișinău. Dar oamenii nu sunt orbi. Credeți-mă că oamenii văd toate aceste lucruri. Și toate șmecheriile voastre și toate acțiunile pe care le faceți în fiecare zi. Repet, eu sunt mândru cu acele rezultate pe care le-am atins. În condiții pandemice, în condiții foarte complicate, în condiții în care am lucrat împreună, 7 din 7, 24 de ore. Întrebați-i pe cei pe care îi chemați astăzi la rapoarte, la ce oră se trezesc ei. Primăria municipiului Chișinău își începe activitatea la ora 4 dimineața. Și nu termină până la 4 dimineața, mai multe regii, începând cu salubritatea, spațiile verzi, ex-drupo, pe care iarăși vreți să-i puneți acum și să-i descalificați ca întreprindere municipală. Că șmecherașii voștri din Parlament și din Guvern, cum am zis azi, prințesul gazelor, care se dă cu părerea, au firmele lor pe care trebuie să ne le bage pe gât ca să ia banii municipali de aici. Repet, oamenii nu sunt orbi. Apucați-vă de lucru, pentru că în jumătate de an ați dus la dezastru pe partea de costuri, pe partea de întreținere, pe partea de subjugare a instituțiilor statului. Acum revenind la buget. Repet, avem o sumă enormă în investiții în capitală. Și n-am făcut diferență că este primar PAS, că este primar PSRM, PCRM sau independent. Toți primarii. Și acei de la Băcioi, unde am investit enorm în școli și grădinițe, în drumuri. Și acei de la Stăuceni, unde am investit în iluminat, în școală, în drum, n-au fost diferențiați după culoarea politică. Nici unul, repet, din executiv n-a fost dat afară, cum îi dați afară pe scară largă astăzi, pe toți din administrația publică centrală, să vă fie rușine. Sunt oameni care au lucrat 20 de ani de zile ca funcționari publici. Ca să vă puneți oamenii voștri buni, i-ați dat afară pe scară largă. Nu vă ajunge, da? Nu vă puteți sătura. Ați înmulțit ministerele la doi. Ați crescut astăzi cheltuielile în loc să le dați la grădiniță. Apă vreți la grădiniță. De ce ați crescut cu 256 de milioane cheltuielile la Cancelarea de Stat, nerușinaților? La Ministerul de Interne. 47, am zis astăzi, 47 de cereri ca să cătăi mititeii pe coridoare verzi, ca să nu stea în ambuteiaje, naceanici peste naceanici. 47 de cereri într-o zi, Ioane. Oameni buni. Nerușinaților, apucați-vă de lucru. Revenind la buget. Avem un program foarte amplu. Și pentru curțile de blocuri. Și pentru străzi. Și pentru apeduct și canalizare. Și pentru stația de epurare. Și pentru eficientizarea energetică. Lucruri pe care nu le faceți. Și pentru managementul deșeurilor. Și pentru suburbii, cum spuneam. Și pentru transport. Și pentru toate problemele locuitorilor municipiului Chișinău.
Și repet, spre diferență de voi, noi suntem transparenți. Am consultat o lună de zile acest buget. Am inclus toate propunerile care au venit din sectoare, care au venit de la consilierii municipali, care au venit de la suburbii. Și vreau ca aici să nu fie populism. Chișinăul astăzi are cea mai mare dinamică de dezvoltare. Este un exemplu pentru toată țara. Lucrurile pe care le-am făcut împreună cu dumneavoastră în 2 ani de zile, care și volum de proiecte, este mai mare decât cel care a fost făcut în câțiva zeci de ani. Și asta o putem demonstra. În situații foarte complicate. Domnul Anastase, un minut și eu finalizez gândul. Și ceea ce mă deranjează, da, poate sunt un pic emotiv în acest sens. Au ieșit toată cohorta asta de oameni buni și în loc să lucreze, și prințesul gazelor, și președințelul de comisii, și președințelul de parlament, ei toată ziua stau pe Facebook. Иван Васильевич, я извиняюсь, господин президент, наведите порядок. У нас тут пресс-конференция или мэр выступает. Полицию сюда, под ручки и в каталажку. Да. Chișinăul, vă rog să permite primarul general să-și finalizeze discursul și vom continua. Da, în numele locuitorilor municipiului Chișinău, a fiecărui cetățean care locuiește sau este oaspete a capitalei, din suburbie, din oraș, repet, în acest an vom avea proiecte de 2 ori mai multe decât în cei 2 ani luați împreună. Doar dacă dumneavoastră veți vota acest buget. Nu este pentru mine. Nu este pentru cineva din viceprimar. Bugetul este pentru oamenii, capitalii și oaspeții capitalii. Și repet, astăzi capitala are cea mai mare dinamică de dezvoltare din țară. Pe toate componentele, începând de la transparență și finalizând cu proiecte implementate. Haideți să facem lucru și să nu batem limba la microfoane cu cei ce v-ați obișnuit sau scrierea pe Facebook. Mă adresez în primul rând vouă. Mersi. Mulțumim, domnule primar.